Mamă, zici că mi-a luat foc motorul. Astăzi mergem la City Hour, la cursul de siguranță și perfecționare moto. Este cea de-a treia zi și ultima zi din acest curs. Jesus, cât fum! Efecte speciale! Man! Tutorial despre cum să fii fericit. Uită-te și tu cât de frumos și cald este astăzi afară. Da, tu, uită-te. Este numai bine să mă aud aici unde trebuie. Lumini de ceață nu am la motocicletă, așa că vom merge încet. Cred că m-am udat rău. Mi-am luat blugi cu protecție și cu niște protecții. Astăzi, la curs, cred că vom învăța frânarea la viteză mare și frânarea pe curbă, dar și alte lucruri. O să învățăm mai multe lucruri, printre care și astea două. O să facem și anduranța din nou, ca și în episodul trecut. La sfârșit, să las o părere personală despre acest curs și dacă sau nu ar trebui să veniți. Dragilor, iată-ne din nou pe circuitul de la Titi Aur. Astăzi este ultima zi, la fel cum am spus și mai devreme. Acum este cea de-a treia încălzire. Trebuie din nou să facem acele ture. Acum ne încălzim ușor-ușor cauciucurile, pentru că urmează să facem și o sesiune de frânări la viteză, o sesiune de abordare de frână în viraje. Acum eu am făcut una, trebuie acum să stau cu o singură mână, să vedem care este diferența între acum și în prima zi când am făcut lucrul ăsta. Sunt foarte curios să văd cât de ușor îmi este acum. Stau și mă uit, pentru că am început să îmi schimb foarte, foarte lejer poziția în șa. Sunt foarte lejer pe curbe, e mult mai ușor și cred că este clar o modificare față de cum am venit aici și cum plec după aceste cursuri. Îmi este mult mai ușor să iau un viraj, nu mai îmi este frică, pentru că aveam oarecare frică să intru cu motocicleta puțin mai tare, să zic eu, într-un viraj. Cursul ăsta mi-a dat încredere în mine. Ceea ce vreau să vă spun este că de multe ori și încrederea asta ucide, pentru că este o încredere oarbă și atunci trebuie să avem grijă la lucrul ăsta, pentru că așa e motociclist. Cu cât ai mai multă încredere în tine, cu atât poți să greșești mai ușor. Și atunci trebuie să avem încredere cu limită. Ceea ce n-am încercat eu să fac până acum e să conduc o mână, să pun și frână cu spatele. Este mult mai ușor, pentru că în momentul în care pui frână cu spatele, motocicleta efectiv se lasă în jos, nu se ridică pe roată, pierzi aderența de spate. Am începe să frânăm cu fața, motocicleta se va ridica. Ducem toată forța inițială pe care ne împinge de la spate, se va duce pe față și pierdem aderența de pe spate. Și atunci ce facem? Începem cu spatele. Asta înseamnă că fixăm, da? Ceea ce arăt eu este exagerat ca idee, dar asta se întâmplă. Da? Fixăm spatele și continuăm cu fața. Deci frânarea noastră nu va mai fi așa și se va opri, va fi așa și se va opri. Din nou proba în picioare. Motorider în picioare pe motocicletă. Este într-adevăr că vorbeam cu un prieten mai devreme că este puțin mai greu pe Hornet să stai în picioare. La mine este poziția puțin mai dreaptă și atunci mă ajută mai mult. Dacă stau pe vârfuri în timp ce stau în picioare pe scăriță, îmi ating călcâiul toba, vedeți? E foarte mică diferență. Ce obositor e, mămica mea! Astăzi este o zi puțin mai răcoroasă, ceea ce înseamnă că asfaltul este mai rece, frânele sunt mai proaste. Răzvan, instructorul nostru, pe care vi l-am prezentat eu în câteva vorbe la început, este un om de nota 10. Puteți să-l sunați oricând să vorbiți cu el despre motociclete, dacă vreți. Puteți să-l găsiți și la Academia Titi Aur. Are o experiență fantastică omul ăsta în ceea ce ține de motociclism. Totul despre motociclism. Omul ăsta știe foarte multe despre motociclism. Am rămas surprins să văd câte știe. Îți dai seama, o viață de om pe motocicletă. Urmează acum să facem frânarea de urgență. Pe unde? Pe linia dreaptă, bineînțeles. Băgăm puțină vitezucă, nu foarte multă că strică, dar nici foarte puțin că
la fel, strică cu viteză mai mică, am făcut ieri. Astăzi vrem să învățăm cum reacționează motocicleta în momentul în care e în lansare, exact cum a zis și Răzvan. Adică momentul ăla în care dai în accelerație, în care ești în accelerație și se ivește ceva. Pentru că de cele mai multe ori în trafic asta se întâmplă. Să pleci tare de pe loc și să sară ceva în față. Mai un pieton, mai un câine, mai un nu știu ce. Și ăla este momentul în care trebuie să-ți cunoști motocicleta ca să știi să oprești în condiții de siguranță, dar și repede, ca să nu se întâmple ceva rău. Pam 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 pam. Motorrider știe că tu ești un nebun, un teribiliș, un motorrider și vrei să pui frână ca nemilosul. Nu da ca nesimțitul în frâna aia, nu o călca la blană, pentru că s-ar putea să te trântească. Rău. Cum a fost? Nu-i nimica. E mai bine înainte decât prea târziu. Bravo, băiete. Bună. Bună, frână. Prea târziu, ombrejul. Nu-i nimic. Mai bine să se oprească, da, decât să fie o altă problemă. Nu-i nimica. E mai bine înainte decât prea târziu. Cum ești cu furca? Mai bine. Mai bine, nu? Da. Cum simți pe viraj? O simți mai stabilă, mai acolo? Nu mai lansează atât de mult. Simțeam că îmi fuge roata așa din lansat. Este mult mai bine! Asta îmi place. La asta voiam să ajung. Nu știam dacă așa va fi sau nu. Dar mă bucur că se întâmplă lucrul ăsta. Păi da, stai mă așa, ce vorbește motorrider acolo? Despre ce vorbești mă motorrider? Despre avansul ăsta pe care l-am avut în numai 3 zile aici. Aici înveți într-adevăr și practică și teoretic, dar îți trebuie și antrenament. Aici antrenamentul îl prinzi așa, un 60%. Restul ar trebui să fii tu conștient pe stradă de ceea ce înveți în școală. Pur și simplu aici deprinzi niște abilități pe care pe șosea nu ai cum să le deprinzi. N-ai unde să te dai pe așa viraje pe stradă să vezi cât se poate apleca motocicleta. Nu poți să vezi sau să faci frânări de genul la viteza asta pentru că nu prea ai pe unde în România sau dacă ai unde este destul de periculos să faci lucrul ăsta. Și atunci, cum am spus și ieri, este un mediu controlat și asta este un avantaj pentru noi pentru că putem să învățăm foarte ușor aici fără niciun risc din exterior, gen câini, mașini, pisici, babe, moși, gagici. Da, știu eu, gagici. Te uiți după gagici cu motoră. Da, mai ales le claxonez, nu? Le ambalez gagica. Dă-i tati, du-te. Tare, dă-i. Bravo, băieți, bravo. Ai mai deschis tu, ia uite ce este fum de aici. Pentru că a început să-ți curgă ulei din ce în ce mai mult. Da? Rezolvi treaba asta. De la ce era aia? De la capac, de la tacheți. Da? Cel mic, care are două șurubele. Exact deasupra tobei, da? Și uleiul care scurge de acolo se scurge direct pe tobă. De-aia ai și umezită de lucrama și toate frânele. Da, am înțeles. Da? Atunci îl las mai ușor? Acum oricum nu mai contează. El se arde, iese fum, n-ai treabă. Urmează exercițiul de frânare cu evitare. Unul dintre cele mai grele exerciții pe care o să le facem la aceste cursuri, pentru că acest exercițiu, cum pot să spun eu că este? Este nasol din toate punctele de vedere. Unde îl găsim în viața reală? Îl găsim în momentul în care avem un obstacol, gen o mașină în față, ne frânează brusc și noi trebuie să frânăm, ne dăm seama că nu putem să frânăm până în mașina aia și trebuie să facem evitare, după care să punem din nou frână. Exact ce facem și noi acum. Asta facem. Ne pregătim pentru astfel de incidente în trafic. Sunt curios să văd cum reacționează motocicleta mea sau cum reacționez eu la o astfel de treabă, pentru că am mai întâlnit în trafic și a fost la limita limitei, necunoscându-mi atât de bine motocicleta. Sunt curios acum cum reacționez din prima, a doua și a treia oară. Bun, bravo domnule, bravo, ți-am dat mai târziu.
știu semnul, da? Tocmai de aia, ca să văd exact. Ai văzut că spatele da, este pericle de, în momentul în care îi da mișcare, el se duce imediat, se blochează. Da. Dar l-ai manageria foarte bine, bravo. Am pornit în a doua, prima dată am filmat doar cu fața să văd cum se întâmplă. 60 la oră. Oh, bravo, băie. Bravo. Asta e mișcarea. Asta da? E procedura. Bravo. Hai afară. Bravo. Bun, lucruri de genul am pățit și eu un trafic, cum v-am spus mai devreme. Probabil și de acolo am deprins treaba asta, acțiunea asta cu frânarea. Ce vreau să vă spun este că în momente de genul, cum ne-a zis și Răzvan, trebuie să ai puțin sânge rece, ca să stai, să te gândești în momentul ăla ce trebuie să faci. Și am plecat. Da, corect. Da, am o problemă pe curbă. Știu că dacă pun frâna pe spate ușor, se îndreaptă. Păi nu, se îndreaptă și cu frâna de față. Da? Dar mai greu? Nu mai greu. Ea se îndreaptă când începe să simtă frânarea, ea se îndreaptă. Păi și frâna de spate nu o bagă în jos, pur și simplu și îi pune stabilitate și o îndreaptă? Încep cu frâna de spate și continui cu fața. Fața este principala frână care te oprește. Ok. Inerția pe care tu o ai. Tocmai de aia încearcă să fii mai gentil cu frâna de spate. Pentru că riscul să se blocheze e mult mai mare și riscul să te arunci într-o parte este mult mai mare. Asta 1. 2. În momentul în care tu blochezi frâna de spate, creierul știi ce face? Spune avarie, dă drumul la toate frânele și dai drumul și la frâna de față. Da. Nu neapărat să-i dai drumul, ci pur și simplu o eliberezi ușor. Puțin. Ting, pic, dar o eliberezi și asta înseamnă că te deplasează mai mult. Da. Tu trebuie să te desparți în două. Adică creierul tău să se desfacă în două și o jumătate să se ocupe de frâna de spate, o jumătate de frâna de față. Dacă frâna de spate s-a blocat, tu atunci trebuie să jumătatea ta de creier te se ocupe de aia să deblocheze, dar jumătatea cealaltă trebuie să continue cu frâna de față. Da. Wow, câte explicații. Deci pe stradă, dacă te duci și vrei să faci lucrurile astea de unul singur, n-ai cum, pentru că nu știi ce greșești și așa un om experimentat, uite cum e Răzvan, îți poate spune direct pe șleau ce ai greșit și ce trebuie să îmbunătățești, fără supărare și fără nicio chestie. Plus că cel mai mult la el îmi place că dă și exemple din viața reală, din viața de zi cu zi, astfel încât să poți să înțelegi mult mai bine fenomenul care se întâmplă în diferite situații. Bun, mare grijă. Am blocat spatele. Că este, acum este destul de riscant să blochezi spatele. Da. Am văzut că ai ținut-o bine. Tu ai blocat și ai dat drumul imediat și te-ai revenit. Dar în anumite situații tot așa extreme, trebuie să fii foarte atent la frâna de spate. Este cu totul diferită frâna pe curbă decât frâna normală, pentru că spatele fuge extraordinar de repede în momentul în care îl pui pe curbă. Nu este la fel, pentru că presiunea exercitată pe asfalt de către motocicletă pe o curbă nu este la fel ca una pe drept. Motocicleta stă altfel pe drept față de o curbă și atunci este mult mai greu să frânezi pe o curbă. Automat, în momentul în care pui o frână pe curbă cu frâna de spate, o să vedeți că motocicleta pur și simplu se îndreaptă. Singură, se îndreaptă singură. Uitați-vă la mine, deci acum sunt pe curbă, dacă pun frâna de spate, s-a îndreptat motocicleta. Haideți că mai dăm o tură la frânarea pe curbă, să vedem cum ne descurcăm. De data asta încerc să vin puțin mai larg, mai tare. Să vedem cum se comportă motocicleta la o astfel de frână. Așa, mă, băiete, mă. Bravo. Afară, la pauză. Gata. Cum? Intrăm pe circuit în sens invers. Este mult diferit.
Mamă, parcă merg pe contrasens, așa mă simt. Este aproape totul diferit, este un circuit de dreapta asta normal, acum îl facem pe stânga. Wow, cum se închide aici. Da. Este o adevărată distracție aici. Tot ce se întâmplă. Parcă e alt circuit, pur și simplu. Se simte pur și simplu ca un alt circuit. Aici nu mai cobori, urci. Virajele sunt altele. Normal cu 80 este pe partea asta. Ieșim puțin în exterior ca să putem să închidem la interior aici. Sincer, cred că îmi place mai mult pe partea asta decât pe dreapta. Acum mergem pe macadam. Este proba, se zice. Proba, nu, exercițiul pe macadam. Important aici, ne-a spus Răzvan, este să nu punem frâna de față, să ne jucăm doar cu frâna de spate. Pentru că dacă o pui pe cea de față, s-ar putea să-ți alunece roata. Este important și pe macadam să vedem cum se comportă motocicleta. Pentru că, uite, de exemplu, pe pietre, pe de-astea, fuge fața, fuge motocicleta. Și este bine să cunoști și partea asta a motocicletei. Pentru că, bine, nu chiar în orice zi te întâlnești cu un astfel de traseu. Mamă, ce nasol e! Aoleu, fuge roata! Este posibil ca uneori pe anumite drumuri, la întruniri și la lucruri de genul, să dai de macadam și să știi cum și ce să faci cu motocicleta ta, să nu fii surprins. Și tocmai de asta să faci și o leacă de off-road. Dacă motocicleta ta nu permite asta deloc, atunci nu o faci. Tura viitoare ia să o fac eu în picioare. Opa. Ia uite ce fuge fundul. Să încerc o leacă și în picioare să văd cum se comportă. Ne jucăm pur și simplu cu motocicleta. Mi se pare mie că de sus o țin altfel. E mult mai ușor să o controlez. Mie așa mi se pare. De jos este puțin mai greu pe macadam să controlez o astfel de motocicletă. Plus că în momentul în care te-ai ridicat, vezi în față mai mult. Vezi dacă e o gropău mare, dacă se întâmplă ceva. La chestia asta cu statul în picioare, sincer, m-au ajutat inclusiv turele alea pe care le-am dat noi pe circuit. Pentru că m-am învățat să-mi trag motocicleta în stânga sau în dreapta în funcție de situație. Și cred că treaba aia se aplică și aici. Noi zicem că e doar o încălzire și că nu știu ce, dar uite că mă ajută inclusiv la asta. Râma râunează odată pe rână, rămând în rămătura de ani, fiind rănită de rămătura rămată în rămătura făcută. Motorider 2021. Cred că e și o chestie asta, în momentul în care stai pe motocicletă, motocicleta se încarcă, este mult mai grea și atunci eu stând undeva în poziția de mijloc spre spate, pur și simplu roata de față se descarcă și automat tinde să se ridice foarte puțin și aderența nu mai este la fel ca și cum mai sta în picioare pe ea. Cred că și asta este un avantaj, să stai în picioare, pentru că pur și simplu te lași pe roata de față și o presezi ca să aibă mai multă aderență pe pământ. Aceasta a fost și a treia zi. S-a terminat. Oh, câte muște. S-a terminat și ziua a treia, dragii mei prieteni. Lucruri de spus sunt multe. Am adunat informațiile din toate aceste trei zile și o să vi le dau în videoclipurile ce urmează, așa pe sărite, din când în când, când mai vine vorba de câte o chestie. Pentru că dacă aș sta acum să povestesc din fiecare, mi-ar lua cel puțin 5-6 ore să vă explic despre fiecare sistem și cum ar trebui, teoretic, să faceți orice pe motocicletă. Wow. Mamă, mamă, mi l-a întins! Ce vă pot spune după aceste 3 zile este că temperamentul liniștit al vostru vă poate salva din aproape orice necaz pe motocicletă. Curajul prea mult în motociclism strică. Și de ce spun asta? Pentru că dacă ai prea mult curaj, la un moment dat îți pierzi limitele și nu mai știi unde sunt limitele. Și dacă îți
depășești limitele, e posibil să pățești lucruri urâte. Ceea ce vreau să vă transmit este că după un curs de acest gen o să vă simțiți mult mai siguri pe comenzile pe care îi le dați motocicletei și nu numai. E unul din experiența mea de până acum, tot ce am văzut că fac greșit este ambreiajul trebuie tras cu două degete, ținut poziția incorrectă a piciorului pe scăriță, o țineam greșit. Mam. Pe curbă, când mă lăsam, aveam o reticență pentru că nu știam cât de mult poate să se aplece măgăoaia mea de motocicletă. De multe ori și pe stradă, într-adevăr, am atins cu scărița unde nu mă așteptam, mai ales în sensul regiatorii, pentru că alea sunt invers. Sunt multe lucruri la acest curs legate de ambreiaj, de frânare, de accelerare, de cum să stai pe curbă, de frânare pe anumite suprafețe, de amortizoare și tot ce ține despre o motocicletă. Am luat motocicleta în 3 zile de la un cap la altul, iar acum simt nevoia să stau puțin în casă și să stau să mă gândesc la lucrurile amintite de Răzvan în zilele astea. Pentru că așa este normal în viață. După ce acumulezi foarte multe informații, trebuie să aștepți puțin ca să se pună acolo bine în mintea ta, să nu le uiți niciodată. Pentru că fiecare informație din domeniul ăsta al motocicletei îți poate salva viața la un moment dat. Fiecare exercițiu, fiecare chestie pe care o faceți, să vă gândiți înainte. Dacă vreți în schimb la un astfel de curs și nu aveți bănuții sau nu vă permiteți, ce v-aș sugera eu este să nu faceți asemenea exerciții, cum ați văzut la mine în aceste videoclipuri, pe stradă. De ce? Pentru că este, cred că, a patra oară sau a cincea oară când o spun în astea trei vloguri, pe stradă ai mașini, ai câini, ai oameni, ai, nu știu, pietri și așa mai departe. Bine, și acolo era puțin ca să reflecte totuși realitatea de pe străzile noastre. Cu toate acestea, revenind la ideea noastră inițială, dacă nu poți să mergi la un astfel de curs, du-te într-o parcare sau undeva unde e asfalt, exact ca pe drumurile obișnuite, unde nu este nimeni sau este un drum închis sau semi-închis, ia-ți două bidoane cu apă sau ce vrei tu pe post de jaloane și fă exercițiile acolo. Atenție, nu trebuie să fii singur la astfel de exerciții, pentru că poți să cazi și, nu știu, poți să pățești o nasoală. La fiecare exercițiu unde îți testezi limitele motocicletei sau limitele tale, trebuie să fie cineva lângă tine, pentru că niciodată n-ai de unde să știi ce, Doamne ferește, se poate întâmpla. Așa că, dragii mei, după toate aceste cursuri, aceste zile frumoase, încheiem cu un soare minunat, un asfalt uscat. Aveți grijă de voi, aveți grijă de viețile voastre și de motocicletele voastre, pentru că și ele vor avea grijă de voi dacă și voi aveți de ele. Ce pot spune mai mult decât, din nou, asfalt uscat, toate cele bune. Le mulțumesc din nou membrilor care s-au abonat la canalul meu, membrii care au devenit motocicliști, bicicliști prin apăsarea butonului join. Le mulțumesc și băieților de la Moto Emotion, motocicleta potrivită, dar și instructorului Răzvan Radu Trancanu, așa cum mai este numit. Mulțumesc, băieți, pentru că ați făcut posibilă existența acestui videoclip. Mulțumesc ție, celui care te uiți la ecrane, dar și ție, celui care ai YouTube Premium, Motorider pentru tine. Până data viitoare, numai bine! Pa! Yeah!